Cercetările în domeniu au arătat că actul sexual este benefic și pentru sănătatea fizică. Există mai multe avantaje asupra sănătății atunci când faci dragoste și pe care trebuie să le cunoști. S-a dovedit că pentru persoanele care fac dragoste în mod regulat, riscul de a dezvolta boli cardiovasculare și cancer este mult mai mic. Iată ce boli poți vindeca atunci când faci sex. Bolile cardiovasculare ajută la îmbunătățirea funcției cardiovasculare atunci când faci dragoste, pentru că este scăzut riscul de a suferi atac de cord sau orice altă afecțiune cardiovasculară. Aceasta este principala condiție care poate fi tratată atunci când ai o viață sexuală activă. Durerea de cap. În timpul actului sexual, un hormon numit oxitocina este eliberat și acesta eliberează la rândul său endorfine. În plus, acești hormoni ajută la relaxarea corpului și creierului și de asemenea ajută la combaterea durerilor de cap. Sexul are efect antidepresiv. Contactul sexual este considerat unul dintre cele mai bune antidepresive și ajută la îmbunătățirea stimei de sine. Nu reușești să adormi nopțile, dar ai observat că după ce faci dragoste cu partenerul, adormi mult mai repede? Acest lucru se întâmplă pentru că tensiunea prezentă în organism este eliberată. Incontinența urinară. Aceasta este o altă afecțiune care poate fi tratată dacă faci dragoste. Contactul intim ajută la ameliorarea incontinenței urinare, deoarece întărește pelvisul și împiedică scurgerea urinei. De asemenea, combaterea atrofierii masei musculare și articulare sunt unele dintre principalele beneficii ale dragostei. Atunci când faci dragoste, mușchii se relaxează și dispare durerea musculară sau de articulații. Aceasta este o veste foarte bună pentru femei. Una dintre bolile care pot fi împiedicate de la dezvoltare atunci când faci dragoste este cancerul de sân. Prin eliberarea de oxitocină sunt protejați sânii de a dezvolta cancer. Relatează click pentru femei.ro.